Salutare băieți și bine ați venit la un nou live. Da, hai să-i dăm drumul. Ia să vedem pe unde suntem. Să vă arăt pe hartă întâi, stai că de fiecare dată fac treaba asta. Sunt într-un oraș nou, aș putea spune. Nu pot să opresc muzica, sta puțin. Așa, încât să ne putem auzi cât de cât. Ok, hai să punem harta. M-am teleportat aici ca să știți că nici n-am știut să scriu, am mers pe camera 0 și așa mai departe. Ia uitați-vă unde mă aflu. Sud-estul Rusiei, ceva de genul, dacă nu mă înșel, se cheamă. E apărută nou pe, cum se cheamă, pe TS2.rt. Am descărcat-o și uimitor merge. Uitați-o aici, porțiunea aceasta. Acum am o versiune mai mare a Rusiei. N-am mai avut timp să mă ocup de România cu Turcia, dar și chestia aia trebuie să o fac neapărat, să meargă Rusia, Turcia cu România și o să am o Europa mult mai mare, adică what the fuck. Cam asta mai lipsește, nu? Ia să vedem. Da, aici, iată. Aici trebuie să mai lucrez eu. După aceea să văd aici, iată, ce naiba se întâmplă. Deci trebuie să văd. Trebuie să caut, să văd de unde pot să găsesc aici să o umplu. Aici ce naiba e? E gol, frate, ce naiba? Trebuie să aflu. De ce naiba eu aici nu am nimica? Ok, acum o să merg să-mi iau încărcătura. Ok. De acolo trebuie să merg. M-am uitat, deci cât am mers cu camera 0, chiar mi s-a părut incredibil de mișto harta. Deci bravo băieților care au creat și sud-estul din Rusiei. Chiar mie mi-a plăcut foarte mult cum arată. What the fuck, obligatoriu? Să mor tu. Cum e că obligatoriu? Frate, e poliția aici, atât, care mă obligă neapărat să virez aiurea. Dar mă fac, n-am văzut indicatorul și mă bag pe aici. Uitați așa, deci nu faceți cum am făcut eu, fraților. Ucraina, categoric e Ucraina, dar nu înțeleg de ce, frate, nu am Ucraina. Și cred că trebuie să merg pe undeva, pe jos, pe aici, pe unde dracu? Trebuie să întorc pe dedesubt, unde dracu e intrarea? Mă gândesc că intrarea e pe aici, atât. Hai să mergem pe aici să vedem ce naiba se întâmplă. Mă gândesc că pe aici o fi intrarea. Și cred că pe aici. Ia să mă uit. Da, pe aici. Și știe cineva cum se deschide? Cred că mai simplu e apriti sezamă, nu? Mamă, dar ce mișto e poarta asta. Astfel de porți chiar n-am văzut până acum să se deschide. E mod, categoric e mod. Hai să intrăm, dacă ne dă voie. E nasoală, poarta aia e nasoală pentru că te obligă să nu intri cu gabarit, cu chestii de genul. Și direct aici, iată, mă bagă. Uite, două remorci, deja e un curc aici, iată. Ia uitați. Două remorci și deja te lovești. Ok. Piață mărfuri și luăm hidrogen, 16 tone. Am cum? Frate, întrebarea mea dacă am cum. Opa. Ok. Sper să nu o lovesc pe aici, atât. Atâta mă interesează. Să nu-i dau damage. Vă salut băieți, salutare tuturor. Și o să vă arăt și remorca. Remorca este mod luată de pe ETS2.lt. Ieri am testat-o, recunosc că de ieri m-am jucat un pic să văd cum stă treaba. Și am văzut că e funcțională. Frate, aici cum era? Cu oprești motorul și apeși Enter, dacă nu mă înșel. Da, așa este.
Ok, haideți să vă arăt și remorca. Intrăm în meniu, mergem la dealer remorci, ceva, așa se și numește, uitați-o. Și dăm click pe ea, configurație personalizată și la painturi. Deci la painturi e cel mai tare lucru. Ia uitați-vă. Deci sunt painturi, frate, și pentru vodka, asta e super tare, e absolut vodka. Uitați, frate, eu am ales ceea ce am crezut eu că o să dea bine și cred că e plăcută, uitați. Asta mi-a plăcut foarte mult și aceasta. Mă gândeam și la chestia asta, dar trebuia să schimb paint-ul camionului și am zis că, frate, nu mai îmi bag capul, poate data viitoare. Ok, hai să ieșim de aici, nu mai cumpărăm încă una. Deja avem, plus că, după cum vedeți aici, mai am niște moduri de remorci, de dolie, desigur, cu poșta română, tandemul și așa mai departe. Sunt ceva moduri, no trailer și așa mai departe. Da, haideți să ne întoarcem și hai să vedem cursa cât de lungă este. Oho, 1400 de kilometri. Ok, hai să pornim motorul. Și hai să plecăm. Salută, Suceava Road, drum bun, fără evenimente rutiere. Mulțumesc frumos, Alin. Alin, mulțumesc frumos pentru loot. Cum pot să fac să joc ETS2 fără lag fluent? Păi îți trebuie calculator, bine, nu? De obicei. Deci dacă ai probleme pe harta default, categoric e de vină PC-ul. Placa video, procesorul, memoria RAM, chiar nu știu ce calculator ai. O să mai arăt, Valeriu, oricum o să mai arăt, dacă nu poți derula înapoi. Categoric, se poate derula și poți să vezi. Ok, hai că am reușit și am ieșit. Salutare, Răzvan, salut, Dinu, salut, Moldoveanu, pe cine? Salutare, Raj, salut, Cătăro, frate, că tot ai salutat acolo de 20.000 de ori, frate. Mi-ai scos ochii cu salutul ăla, pentru o lună de zile. Salută, Neni. Haideți să începem. Ok, nu vine nimeni, nimeni. Ok. Salutare, Ovi. Salută, Sergiu. Salută, Michael. Am luat-o bine? Cred că. Că văd interzis în față. Ia uitați-vă. Și acum pe unde trebuie să merg? GPS. Mâncați-a sufletelul tău de GPS. Ia uitați-vă. What the fuck? GPS-ul încă nu mi-arată traseul. Să băgăm celălalt GPS. Da, îmi spune că trebuie să merg pe acolo. Ok. Uuu, frate. Hai că dau înapoi. Nici n-am văzut că e blocat și în față. Nu, n-am nicio șansă. Ia uite, ce face asta, micul meu? Frate, e turbat. Ia uitați-vă, s-a enervat. Hai că dau eu cu spatele mai degrabă. N-am nicio șansă. Ok. Hai. Ia uite. Frate, ăsta mă trolează de acum. Turbăciune mică. Stai, șez blând acolo. Ok. Te salută, Flavian. Salut, Criste. Salut, Crânix. Te salută, Valeriu. Dar te rog, nu fără spam, Valeriu, că mă enervează chestiile astea. Cum poți să primești mod? Vorbim despre bani, dacă e vorba de moderator. Pe ce hartă joc eu? În momentul de față joc pe ProMod și sunt pe sud-estul Rusiei. Ai dat bani pe moduri? Bună întrebare, Radu. Numai ProModul am cumpărat. Numai ProModul, atât. În rest, celelalte le-am găsit în descriere și am zis că o să o fac, frate. Și promit că o să o trec de la Wombat. Wombat, de acolo mi-am luat din descrierea dumnealui și în mod normal ar trebui să-i trec live-ul lui de unde le-am luat ca să-l luați din descrierea lui. Cel mai simplu, ca să nu mint pe nimeni. Eu mă inspir după alt YouTuber care nu e român,
Și, nu știu, să dau joc în bară, frate, să vă dau linkul de la dumnealui, de unde am luat eu. Oricum, dacă e vreun moderator, poate să dea linkul de la domnul Wombat, dacă știe despre cine este vorba. Și hai să continuăm. O, ce frumos se aude motorul. Cât a costat tirul? Păi crede-mă că e de mult cumpărat, că și nici nu bag de seamă câți bani costă. Cum te cheamă pe Discord? La fel. Ceva rău. Te salută, Teodor. Mai spune cum îl cheamă. Nu e problemă, stai puțin că dau. O, ce frumoasă e zona aceasta. Stai că mai deschid eu un browser și îmi trec singur în descriere ca să fie cel mai ok. Ok, vă rog să mă scuzați pentru chestia asta, dar mi se pare normal ca să. Uite, chiar o să iau una din versiuni Pro Mod Global Edition. Hai să merg pe acesta, să opresc să reclame. Iau linkul, copiază, îl dau în bară și să-l trec în descriere. Uite aici. Ok, apăsăm o dată un enter, încă o dată un enter și stați puțin, durează 2 minute ca să nu fie probleme. Ok, să mă întorc înapoi pe jocul meu, unde naiba e, aici. Control V. În descriere. Ok. Și gata. Aveți în descriere exact de unde mi-am luat eu modurile sau ceva de genul pentru Pro Mod. Deci cred că am făcut o treabă ca lumea. Cel mai frumos este să pun sursa, nu linkurile pe care le copii și oricum de la dânsul. Ok. Salutare, Andreas. Unde mergi? Tot în Rusia. Din Rusia în Rusia mă plimb. Cum pot face? Păi, să te placă lumea. Nu știu să spun altceva, cătă. Mă jur că nu știu. Întreabă-l mai degrabă pe cum se cheamă? Zic că am uitat pe Colo. Mai degrabă întreabă-l pe Colo, că el e un YouTuber de succes, nu eu. El a făcut mai mult într-o săptămână decât am făcut eu în 2 ani de zile. Deci Colo, categoric, cu noul canal încă prosperă și foarte, foarte bine. Deci pe Colo întreabă-l cum face, frate. Te salută, Ionuț. Mie nu merg modurile astea pentru că îți trebuie DLC-uri. În general, pentru moduri de hard, îți trebuie DLC-uri. Te salut, Fantan. Salutare, PUBG. Mamă, ce mișto e zona asta, mă jur. Dar nu merge cu camera 8. Ia uitați. Mamă, ce mișto e zona. Opa, că am uitat să virez. Ești nebun? Super, super mișto creat aici, atât. Cine a făcut zona asta chiar îmi place. Opa, 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 că o scăp, frate, nu, cel mai bine este din cabină. Ricky, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Dar nu trebuie să fie o cauză să te apuci de YouTube. Deci nu pot avea cisternă pe multiplayer. Nu, nu, este mod, Wolf. Este mod pentru single player. Da, din cauza asta joc single player-ul, frate. Pentru că pe single player poți să ai tot ce dorești tu.
nu mă interesează chiar așa de mult multiplayer-ul, pe cuvânt, adică pentru ce? Cel mai bun este ceva. Mulțumesc frumos, Darius. Cu plăcere, Ionuț. Și vreau să îi mulțumesc frumos lui Florin și lui Gabriel că s-au abonat. Vă mulțumesc frumos, băieți. Și eu aș vrea să adauge mai multe pe single player, nu numai cisterna și manu, cam tot ce se poate de pe single player, moduri. Să adauge mai rapid moduri de harte, moduri DLC-uri, chiar și DLC-uri. Deci pe cuvânt, adică ce moduri se fac pentru single player se pot adăuga și pe multiplayer, dar durează după cum se pare. Adică băieții de la SCS categoric le au și ei. Deci nu mă îndoiesc deloc, adică sunt sigur că au tandemul făcut. Deci categoric au tandemul, dar nu înțeleg de ce durează așa de mult ca să le dea drumul. Absent, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Și da, categoric sunt ceva din cartierul Georgenescu. Te salută, Nicolae. În ce țară sunt? În Rusia. Haideți să vă mai arăt o dată harta pentru ceilalți care nu știți. Uitați-vă unde mă aflu eu. Tot în Rusia. Și trebuie să ajung tocmai aici. Iată. Aici e Moscova, ca să vă faceți o idee. Și o să fie un drum destul de interesant. Ia uitați-vă. De încă 1361 de kilometri. Am înțeles, Bosanci, destul de aproape. Jocul l-am de peste 2 ani de zile, deci nu are nicio relevanță cât am dat atunci. Da, așa este Black Angels. Așa este, cumpărat din Altex. Merge Baltic cu Pro Mod și cu Raw Extended? Rareș, din câte știu eu, da, categoric, dar stai puțin. Întrebarea ta, mă gândesc că tu spui și celelalte moduri de hartă, că numai cu Balticul nu-ți merge pro modul. Deci trebuie să ai și Going East, și Scandinavia, și Bella Italia, și Vive la France. Înțelegi tu? Deci nu numai Balticul. Cu Balticul nu faci nimica. Mulțumesc, Paul. Salutare, Dănuț. De fușoare, sincer că nu știu dacă trebuie și Baltic Sea. Deci asta trebuie să vezi cum se cheamă în descriere, dacă e specificat de Baltic. Acum, sincer, chiar nu știu din cap. Dar din câte știu, cam cred că necesită toate DLC-urile. Acum nu mai știu de Baltic. Opa, ce drum. Păi ești nebun. De la ce mod e linkul din descriere cu trailers? Cum adică, Jumbo, că n-am înțeles. Păi intră și vezi, că îți arată și poze de obicei. Deci intră și vezi, că nu știu care link, care... Și așa mai departe. Deci n-am nici cea mai vagă idee ce mă întreb. Unde sunt luțurile? Hai cu luțul, băieți, din partea lui Valeriu. Și mai este unul cu Suceava și n-am mai apucat să-l citesc. Mersi, măcar că mi-ai spus, frate, că urmează un val de luțuri. Te salută, Emanuel. Ce moduri mai ai la mapă în afară de promod? De fușoare, uite-te în descriere, am pus un link. Este de la Wombat, un YouTuber, de unde m-am inspirat eu cu promodul și cu extensiile, cu addon-urile de hartă. Intră la el și uite-te în descrierea lui
Ar fi o nesimțire din partea mea să dau un copy-paste de la dânsul să-mi adaug mie, ci mai degrabă am zis că o să adaug o să-i adaug link-ul lui. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Frate, ci că ăsta este drum să-mi ba piciorul. Ce drum e ăsta, frate? Păi ești prost. Era o variantă de ocolire, frate? Cred că da. Cred că trebuia să iau pe celălalt drum. Că pe aici nu se poate trece. Deci mă jur că pe aici nu cred că este posibil să trec. Păi ce vrea să urc? Muntele, dealul ăla? Da, corect, n-au terminat drumul, frate, și m-au băgat pe mine. Opa, stai că am virat invers, din greșeală. Te salut, Ștefan, salut, Andrei. Deci, categoric pentru cei care doresc pro modul și cu mai multe extensii de hartă, uitați-vă că v-am pus în descriere link de la Wombat, un YouTuber de la care mă inspir în ceea ce privește pro modul și cu addon-urile. Pitic, te salut și eu, dacă așa dorești. Merge pe lângă dealul ăla. Frate, eu mai degrabă aș lua-o pe lângă, uite. What the fuck, stai puțin că mi-am luat țeapa vieții, frate. Mi-am luat țeapa vieții că, după cum se pare, acolo e un garaj. Da, categoric trebuie să merg pe lângă. Hai să-mi bat piciorul. Destul de nasol. Hai să o dau pe aici, iată măcar. Auză, frate, se rupe în două deja. Te salută, Denis. Găsești totul în descriere, Ștefan. Mulțumesc, Radu. Da, frate, și acum pe unde o mai dau? Hai că am înțeles că poate trec de chestia asta, dar pe acolo pe unde dracu mai merg? Că-s și copaci pe aici, uite, frate, îmi dă damage. Vai, să-mi bat piciorul. Auleu, aici m-am izbit complet. Nasol, frate, nasol. Teoretic, am rămas împotmolit, ca să vă spun în mod direct. Vlăduț, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Ok. Da, și nu-mi dă voie boschetăraia asta deloc să merg pe aici asta. Deci nu-mi dă altă șansă decât camera 0. Credeți-mă. Și acum sper să nu mă arunce. Să sperăm că nu mă aruncă. Hai că nu m-a aruncat. Ok. Ia uitați. Și de ce nu... Ah, ia să vedem, gata, merge. Destul de nasol faza asta cu drumul. Pe cuvânt, chiar nu știu. Poate dacă nu... Nu știu, poate dacă nu aveam remorcă, poate reușeam să mă urc ceva. Dar cu remorcă n-am nicio șansă pe acolo. Te salută, Marian, salută, Adrian. Cristi, mi-am schimbat poza. Cristi e aceeași poza, adică eu nu văd alta. Flo, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Ți-ai instalat jocul? Cu mine vorbește Fan, desigur că e instalat. Te salut, Tescu. E modă skin-ul de pe tir, adică vlăduț, de pe remorcă sau de pe camion?
De pe camion nu, nu e mod. Te salută, Shaggy. Da, în cam modurile, da, consumă FPS-uri. Ca să știi. De exemplu, eu în momentul de față am 48 de FPS-uri, ceva de genul. În alte locuri am 60 maximul, în altele am 30, depinde cât de încărcată e harta. De unde ai modul trailer? Păi caută cisternă pe ETS2 până la te. Cred că o găsești pe a doua pagină. Deci intri pe site-ul acela de moduri și ori dacă nu e pe prima pagină, pe a doua sau a treia pagină, sigur, dar scrii cisternă. Dacă scrii cisternă, sigur îți apare. Mulțumesc, Radu. Am zis că o să adaug odată și odată modurile, dar după cum vedeți, eu mă joc prea mult cu modurile, adică astăzi vin cu un mod, mâine vin cu altul și după aceea cu celălalt mod. Și trebuie să fac curat pe urmă în descriere, să șterg alte moduri pe care nu o să le mai folosesc sau după aceea să le caut din nou modurile pe care vreau să le folosesc, le adaug în descriere. Și datorită acestui fapt e o muncă obositoare și inutilă, adică na, mai am și alte lucruri prin casa de făcut decât să stau să verific modurile, linkurile și toate celelalte nebunii. Da, se poate padul. Padul se poate și pe crecuit. Depinde acum ce DLC-uri ai pe el crecuite și ce versiune ai. Trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Le salvez în Notepad, dar de fușoare pentru cineva care are timp să stea să și le scrie și așa mai departe. Dar nu stau să-mi scriu pe undeva că modul acela e de remorcă pentru tandem, pentru DAF, celălalt e pentru remorcă tandem pentru Mercedes Actros, că sunt și moduri de tandemuri separate. Plus modurile de remorci, că am o groază de moduri de remorci, pentru remorci proprii, remorci și așa mai departe, deci crede-mă că sunt o groază. Știi și tu destul de bine că sunt foarte multe moduri. Mai ales eu în momentul de față cred că am cu tot cu hărți, cred că am ajuns peste 50 de moduri activate în momentul de față. Deci e o groază de muncă să le adaugi pe toate în descriere. Cu tot cu hărți, am zis, categoric, cu pro modul, cu addon-urile și așa mai departe, cu remorcile proprii, cu skin-uri pentru camioane de interioare, accesorii de cabină, deci toate acestea sunt multe, chiar dacă nu se văd. De exemplu, numai pentru acest mod de mană Euro 6, cred că am vreo 6 moduri activate. În primul rând este camionul, după aceea am niște skin-uri, un mod cu skin-uri, după care am mod de sunet pentru el, după care am un mod de cabină să-mi ajusteze, cum se cheamă, cabina, vederea din cabină, să spunem, după care are mod pentru accesorii de cabină, după care mai are mod. Știu că mai sunt încă vreo două moduri. Este modul ca să pun becuri pe ele. Mai este încă un mod, dacă nu mă înșel. Stai puțin, cum era modul celălalt. În fine, sunt o groază, o groază. Numai ca să pot să joc cu manul acesta și să adaug tot ce trebuie pe dânsul. Din cauza asta vă spun că nu e chiar așa simplu să pui în descriere modurile și gata, frate. Nu, e o groază, o groază de muncă. Din cauza asta eu încerc să mă scuz în fața voastră că nu le pun de fiecare dată, adică what the fuck, am și renunțat să le mai pun. Mai degrabă caut alți YouTuberi care le au și vă dau linkul de la canalul lor. Pentru promot, cum v-am mai spus, îl aveți pe domnul Wombat, îl aveți în descriere în momentul de față. Intrați, uitați-vă la acel clip sau la oricare alte clipuri. Uitați-vă în descriere la el și o să vedeți ce frumos le are organizat acolo, jos pălăria, frate, că eu de acolo m-am inspirat și n-am adăugat și eu promodul l-am făcut așa mare. Mulțumesc, Radu, că te-ai abonat. De pe ce site? Eu recomand ETS2.lt. Arată cisterna, o să o arăt imediat. Stai să trec pe banda cealaltă și uite.
E super, super mortală cisterna cum arată, pe cuvânt. Da, Lukoil. Plus că mai are alte skin-uri. Eu am ales Lukoil. Mai este mobil, mai este HP-ul și așa mai departe. Mai este absolut vodka. Alex Adrian, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Cine e doamna de lângă tine? E Shakira. Așa am intitulat-o cu toții. O maniacă, frate. Dependentă de Facebook, de față de bucă sau de Insta. De Instagram, cum spuneți voi. Câte tone ai? 18 tone de hidrogen. Te salut, Eduard. Frate, dacă nu mă feresc eu, pe cine naiba? Asta, ați văzut ce reacție am avut și mă jur că atunci mi-am dus paharul de suc la gură. Mi se usca segetul. Da, 18. Am uitat să schimb clansonul, în schimb. Am trimis mesaj și nu apare? Poate că e în așteptare. Cât de lungă este cursa? De 1400 de kilometri, era ceva de genul. Acum cred că mai am 1000. Gamer 2019, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Dercea 2, desigur. Hai să vedem. Te salutam din România. Ceau, ce face Nenea Suceava de la Davis? Davis, mersi de luți. Păi ce să fac, uite, am intrat și eu să mai mă joc un pic. Hai că depășesc pe aici. Au trecut 8 minute, numai. Au trecut mai mult de când am început live-ul. Da, e single player și este mod, Vlăduț. Este mod. Mod de grafică ceva. Folosesc două moduri. Folosesc în primul rând reshade-ul și în al doilea rând folosesc next gen. Deci folosesc două moduri de grafică. Din cauza asta îmi scad FPS-urile foarte mult uneori, dar mie îmi place foarte mult cum se vede cu aceste două moduri de grafică. Darius, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Salutare, Robin. Nu, sunt în Rusia, în sud-estul Rusiei sau ceva de genul. Nu te-am găsit pe Discord. Păi nu știu cum mai căuta pe Discord, Dragonor. Salutare, Detrox, te salut cu respect. Când vei juca multiplayer-ul? Am din România, nu știu, adică eu am mai zis-o, când simt că nu mai m-am plictisit de single player, mai intru și pe multiplayer. Dar se întâmplă foarte rar, recunosc. Te salut, Darian, te, o, Nenea Dan. Danro, te salut, te salut. Salutare, boss. Salut, Robe. Și vreau să-i mulțumesc lui Boss și lui Bestia Rapidă. Vă mulțumesc frumos, băieți, că v-ați abonat. Mulțumesc, Detrox. Te salut, Paul. Pe multiplayer sunt numai proști. Nu, Sile, nu. În general, nu. Nu sunt numai proști. Dar dacă mergi pe cale Duisburg, da, îi găsești pe toți. Deci, îți grămada cere vârf, știi? Piramida cere vârf, sau cum vrei să-i spui. Nu, adică categoric. Numai prin acea zonă, categoric, n-ai cum, frate. Zici că ai magnet, trag toți la tine. Dar dacă mergi pe Europa 1, crede-mă că acolo nu o să ai niciun fel de problemă. Rar, foarte, foarte rar o să găsești pe cineva să te troleze. Eu dacă intru în momentul de față pe Europa 1, categoric o să mă joc super ok. Dar dacă o să fac live stream, categoric o să vină o persoană, două care să mă troleze. Și din cauza asta nu fac live-uri de pe multiplayer. Nu, decât Eurotrack acum. Vă mulțumesc frumos, Vlădos, pentru luți.
Nu fac reciproc, Cătă, fără supărare. În general, admini își fac treaba pe Europa 1. Fanta, te salut și în general nu cred că stau admini pe Europa 1. Adică, what the fuck, acolo nici nu cred că prea intră. De obicei stau pe Europa 2, pe cale Duisburg, pe acolo, prin zona aia. Te salută, Noc. Salutare, Sebe. Și Ștefan Ștef, îți mulțumesc frumos că te-ai abonat. A, bine că ai anunțat, Dan. Deci își cere scuze, Dan, față de tine, boss. Deci a fost o greșeală, sper să înțelegi că n-a fost cu rea intenție. Te salută, White. Ce volan ai? Un G29. Unde ai cursa? Tot în Rusia, din Rusia în Rusia. Am, cum se cheamă, harta în rusă chiar, adică denumirile localităților, deci nu știu să vă pronunț. Ia să vedem ceva, poți să te rog ceva, dacă vrei, ai vrea să faci odată un live cu cea mai mare cursă pe care o ai, doar dacă poți. Alin, am mai făcut și o să mai fac. Da, categoric, Alin, o să mai fac. Deci chiar o să-mi facă plăcere, mai ales că o să caut nu neapărat cea mai lungă, dar cea mai profitabilă cursă. Silviu, te salut cu zisul numelui și haide să oprim un pic oricum bine noaptea, oferte cursă. Și dau la bursă transport, ca să zicem așa. Și să vedem una din cele mai profitabile curse. E pe lungime traseu. Asta nu e profitabilă deloc. Este Villa del Mar cu Rusia. Ia uitați-vă un pic aici. Este de 7165 de kilometri. Ia uitați cam cât de lung ar putea fi. Deci e destul de lungă, frate. Aoleu. Mă ia cu leșin, frate, când mă uit la ea numai. E destul de nasoală cursa aia. Și acum hai să vedem pe preț. Uite aici, iată. Acum este de 461.000 cursa, dar eu de obicei o caut pe cea de peste 500.000. Și nu e chiar foarte lungă, e de 2466 de kilometri. E rentabilă. Plus cu 3 remorci, văd că mai am și o cursă destul de 1900. Interesant. Da, Radu, da, te salut. Hai să bag faza lungă, să văd și eu ceva pe drumul acesta. Te salut, Volvo. Nu mă ocup de promovări, Silviu. Da, este promo de video. Ia să vedem, ce am întrebare, de ce nu mi-apare și mie pe ecran, pe live, că m-am abonat. Poate că ai profilul pe privat, Alin, că eu am profilul pe privat, eu recunosc. Eu când intru și mă abonez la cineva pe live-ul cuiva, nu o să apară. Asta a fost opțiunea pe care am ales-o eu. Adică dacă mă abonez, nu vreau să o fac în liniște, nu să se sperie lumea, what the fuck, știi, ceva de genul, cum am observat, dacă intru pe live-urile altor YouTuberi, să zicem mai mici sau mai mari, am început să fiu și eu cunoscut, pe de o parte, ceea ce mă și bucură, dar de multe ori nu prea știu cum să reacționez, știi? La reacția YouTuberului când mă vede că sunt acolo. Câți kilometri mai ai? Ionuț, ca și kilometri mai am 1000, ceva de genul, 1100, uite. Dar de obicei dacă o fac, mă abonez și stau acolo în liniște și mă uit și eu la live. Nu, de multe ori nu scriu nimic la YouTuberi. Sunt underground, dacă înțeleg, sau battleground. Cum o fi, frate, stau acolo ascuns. Te salută, Răzvan. Ce transport? Hidrogen, 18 tone. Fabio și lui Radu Rău, vreau să vă mulțumesc. Bine ați venit, băieți. Cătă, și chiar dacă aș putea, n-aș face un veci, că asta ar însemna să fiu banat, ceea ce ar fi o chestie puierilă. Deci mă gândesc, ceea ce mă duce cu gândul că tu nu ai mai mult de 10 ani, ai pe undeva pe la 8 ani, că gândești la BMW-uri și Europa 2, deci what the fuck.
Dacă ai fi o persoană mai matură, ai ține mai mult la cont decât la te afișa pe acolo cu un BMW, știi? A, îmi cer scuze, am greșit eu. Dar dacă vrei, te învăț cum să faci și îți rezolvi contul de multiplayer. Adică ți-l banează permanent. Cum te vede cineva, ți-a făcut o poză, o să fii banat permanent. Dar eu pot să spun. Vezi când ETS2.MP intri în acel folder care îl găsești în My Documents. Deci intri în My Documents, vezi că ai ETS2.MP, creezi folderul mod și adaugi modul de BMW, îl activezi și crede-mă că o să fii banat. Cum te vede cineva, cum îți faci o poză și bana permanent, fără drept de apel. Dar, baftă, treaba ta mai departe. Eu ți-am zis cum se adaugă. Ia să vedem. Se poate, se poate, Dev. De obicei se poate, dar e pe riscul tău. Adică dacă o faci. Vreau să-i mulțumesc lui. Stai puțin să vedem unde am rămas. Lui Petre Boss, lui Cătă Gamer și lui Trex. T-Rex. Am citit bine, frate? I-T-Rex, I-T-Rex. Mulțumesc frumos că te-ai abonat. Categoric, Radu, că vine vremea și când trebuie să pun punct și la YouTube. Da, categoric, da. Fiecare. Deci, nu. Orice lucru care are un început are și un sfârșit. Deci, nu există că nu vreau, că nu se poate. Că, nu. Cum am început așa să și termin odată și odată. Dar care din variante? E-T-Rex, cred că ultima variantă. Te salută șeful meu. Salutare, Rodica. Câți kilometri mai avem? Cred că 1000 de data asta. Da, 1000 de kilometri. Te salută, Robert. Bună seara, Tony. Mapa cea mare, Răzvan, da, sunt pe harta și mai mare, că am mai adăugat și sud-estul Rusiei. Și pentru cei care vor să facă rost de o versiune și mai mare, aveți în descriere un link de la un alt YouTuber. Uitați-vă la el în descriere și vedeți acolo, fraților. Deci de la acel YouTuber, de la Mr. Wombat, m-am inspirat. Nu este român, dar credeți-mă, face o treabă superbă. Din cauza asta, într-un fel, îi fac și promovare pentru că și merită omul că a depus o muncă acolo, mai ales ca să treacă toate modurile în descriere, plus că acel la acel clip la care v-am pus linkul, vă arată exact cum le-a și instalat, cum trebuie, ordinea instalată și așa mai departe, că este și o ordine pe care nu trebuie să vă abateți la ea. Deci uitați-vă la acel clip și o să vedeți exact cum decurge treaba. Da. Da, am și GTA 5. Relu doar pe single player. Doar pe single player. Este mod. Păi ce să fac? Uite, mă plimb și eu prin Rusia. E ceva mai nou pentru mine, Rusia. Petre Boss, poate că ai profilul pe privat sau. Poate că typestream-ul meu afișează la grămadă, că văd că câte o persoană nu mai vrea să afișeze, câte două, trei, așa, știi? Are și el pretențiile lui. Da, asta am vrut să întreb și eu pe Valeriu de ce spamează. Robert, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Da, aș vrea să încerc o dată, Radu. Sincer, chiar aș dori să încerc și eu. Trebuie să dau modul upload, să downloadez mapa. Da, mai ales trebuie să intri pe Pro Mod, pe site-ul lor, că Pro Modul direct de la ei de pe site-ul îl poți downloada. Te salută, Iosef.
Te rog mai degrabă, Petre, să cauți profil, cum se cheamă, să scoți profilul de YouTube de pe privat. Caută un tutorial pe YouTube și o să vezi acolo. E din setări. Dar așa să zic, sigur, nu știu, că eu mi l-am trecut când m-am apucat de YouTube, l-am trecut pe privat și de atunci n-am mai umblat. Adrian, îți este dor de asta? Nu prea, Adrian. Vreau să-i mulțumesc frumos lui Gigel și lui Poli că s-au abonat. Și cred că o să trag în pec, o să alimentez. Și cred că o să trec și la somn un pic să fac un nani, ca să circul mai mult ziua decât noaptea. Să văd și eu ceva din peisaje. Să scot faza lungă. Ok, oprim motorul, lăsăm pe poziție, să alimentăm, dăm pe camera 2. Uitați camionul cu tot cu cisternă, cisterna proprie. Gata. Da, corect, Valeriu, pauză de 9 ore și o cafea. Vreau să-i mulțumesc frumos și lui Andrei că s-a abonat. Bine ai venit, Andrei. Acum cred că va trebui să o dau cu spatele sau cred că merge și în următoarea parcare să mă odihnesc. Hai să vedem. Suficient. What the fuck, s-a blocat, ce naibare? Da, uitați, camionul plus cisterna proprie. Pornim motorul, că pornim la drum. Andrei Coman, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Te salut, Denis. Te salută, Vasile. Te salută, Loco. Dar nu duc, cum se cheamă, combustibil. Deci, ca trebuie duc hidrogen 16 tone. Eu știam 18, dar cred că 2 tone le-am pierdut deja. Te salut, Alex. Ce joc te joci? Denis, este Euro Truck Simulator 2. Pe unde sunt? În Rusia mă aflu. În sud-estul Rusiei. Coffee Time, m-am abonat, de ce nu apare? O să apară, cu siguranță o să apară. Dacă nu ai contul pe privat. Ce hartă este? Promodul cu addon-uri de hartă. Deci hai să mai arăt o dată harta. Ia uitați-o. Se încarcă un pic cam greu. Recunosc. Stai puțin, am o problemă aici. Uitați-o. Aceasta este harta pe care mă aflu în momentul de față. Și aceasta este cursa prin Rusia. Stai că mi-a ieșit din viteză. Mă depășește, frate. Ai, frate, că mă depășește. Uite ce simplu m-a depășit. Te salut, Marius. Mergi pe online? Nu, categoric n-are cum să meargă. Te salut, Denis.
Deci, categoric, modurile de hartă n-au cum să meargă pe, cum se cheamă, pe multiplayer. Poate se întâmplă să fie moduri funcționale, cum ar fi modul de cisternă, dar riscați să luați bani dacă le folosiți. Deci eu o sfătuiesc pe toată lumea să nu folosească modurile pe multiplayer. Euro 6, Alex. Este Euro 6 creat de Master. Vreau să-i mulțumesc frumos lui Alin, Alin și lui mama, tata. Ce denumire, frate. Te salut, UTB. Salut, pe ce artă joci, că sunt cam prost și nu văd. Dar că nu ești nici prost, nici că nu vezi, nu, adică e scris în descriere, pro mod cu addon-uri de hartă. Deci eu joc pe pro mod. Adică n-ai, na, dacă nu ai jucat pe hărți modate în general sau nu ai tangență cu ele, nu prea ai de unde să știi de pro mod, poate. Salut, ai folosit Skype? Da, da, am folosit. Te salut, Claud. Bă, Isaac, pot să pun și GTA 5, dar nu mă interesează GTA 5. Da, am și harta României, by Alex. De fapt, am cam toate versiunile de harta României, dar în general joc cel mai mult pe harta României, by Alexandru. Găsește în descriere, Alex. Vio, vezi că ai în descriere linkul de la un alt YouTuber, uite-te în descrierea lui Mr. Wombat, așa-l cheamă pe acel YouTuber. Acolo ai promodul cu toate addon-urile de hartă, pe care nici eu nu le-am pe toate adăugate, deci el are o versiune mult mai mare decât mine. Plus că dacă te uiți pe durata live-ului, o să vezi exact și modul cum se instalează modurile, adică în ce ordine trebuie să adaugi modurile de hartă, ca să-ți meargă perfect, să n-ai probleme. Te salută, Măduțu! Te salută, Mihai, salut, Andrei. Mulțumesc frumos, Măduță. Păi, dacă înjură, categoric văd moderatorii. Dacă eu n-am văzut, categoric n-au văzut nici moderatorii. Aici rămân, spune Vio. Da, mă joc, Andrei. Salutare, Florin. Poți să-mi dai și mie moderator? Nu. Ai ca sincer, frate, nu te duc cu preșul, nu te mint, nu dau moderator decât pe bani. Sincer, nu, n-am de ce să mă ascund. Eu de la el am învățat să pun modurile. Păi eu de la el am învățat mai multe despre legat de pro mod și addon-uri. Că știam că se poate adăuga, dar nu știam cât de multe sunt. Aici recunosc că nu știam cât de multe addon-uri de hartă se poate pune pe pro mod. Și am dat din greșeală de el. Când aveau vreo 1600-1800 de abonați, ceva de genul, am descoperit și de atunci m-am abonat. Am zis că omul acela face o treabă superbă. Da, mai joc și American Truck. 5 euro, Isaac. Cât o să încasez pe cursa aceasta? 49.000 de euro. De 1300-1400 de kilometri, parcă era cursa. Și eu mai am, stați puțin, 850 de kilometri. De ce nu merg modurile? Depinde ce moduri nu-ți merg și dacă ai DLC-uri pentru acele moduri. Sau dacă modurile necesită și DLC-uri. Te salută, Robert. Am înțeles, Mihai. Vreau să-i mulțumesc frumos lui Coffee Time și lui Vio că s-au abonat. Vă mulțumesc frumos, băieți. Ce tirai? Un Man Euro 6 by Master, așa se numește creator, Master, care este român și bănuiesc că e din Galați, că și-a pus numerele de Galați, deci, what the fuck, nu putea să pună de ceva. Te salută, Valentin.
Haideți să vi-l arăt. Frate, stai puțin că am o intersecție în față. A, tot înainte. Ce level am? Vreo... Dacă nu mă înșel, 39. Ia uitați cum arată. Cisterna cred că face totul, frate. La cum arată, cred că e cea mai tare. Ia uitați. E bestială, e bestială. Aș vrea să o văd și pe multiplayer. Chiar ar fi mișto așa ceva pe multiplayer. Ai un canal Carlito? Nu sunt eu Carlito, David. Nu, Carlito e Carlito, eu sunt ceva. Cum ai reacționa dacă ți-aș dona 100 de euro? Păi o să afli dacă o să donezi. Până atunci te țin în suspans. Ce zici de treaba asta? Dar de unde văd dacă ai diesel? Dieselul? Cum adică? Că n-am înțeles nicheta. Tu ești ai Rafael, mai prins Krenix. Nu, eu sunt Colo. Sau cine, cu cine face ai Rafael YouTube? Stai puțin că mai face cu cineva. De obicei cu... Mai filmează el cu... X-Lader, frate, eu sunt X-Lader. Stai că acum mi-am să aminte. Îmi cer scuze pentru lipsa asta, pauza. Dar nu, am uitat cum îl cheamă. Eu sunt X-Lader. Categoric, nu ai Rafael. Da, categoric, uite că dacă tot este o copie fidelă a lui Andrei Bălan, vreau să spun că el e cel mai de succes YouTuber care, să spunem că și-a luat strike. Da, mie îmi pare rău pentru cine și-a strike pe YouTube, mă jur, n-am nicio treabă, adică atât, Cătălin Talent, dacă și-a strike nu mă supără, nu mă deranjează, frate. Și pentru ceilalți care fac pornografie infantilă sau cum vrea să-i spună, înțelegeți voi de care fete mă leg eu. În rest, ceilalți care chiar muncesc și depun o muncă pe YouTube, chiar îmi pare rău. Dar pentru celelalte persoane chiar nu-mi pare rău. Ca să fumez, Isaac, de aia m-a prins. Vreau modul de la tir. Caută mană Euro 6 și o să-l găsește pe ETS2.lt. Ce ai, frate meu, cu Cătălin Talent? Grant, adică, scuzi-mă, la ce Caterinca a făcut el acolo, pe canalul lui, pe cuvânt mie mi se pare că e prea deplasată. Deci, cam asta e chestia care am eu cu dânsul. Adică am învățat lumea prostii în loc să fie ceva mai ok. Nu că eu fac educație, nu fac nici eu educație sau ceva de genul. Dar totuși... Să bei persil și chestii de genul numai ca să atragi niște bani și atenție spune multe despre acea persoană. Deci nu mi-e rușine să o spun, o spun în public, aici. Deci nu, categoric nu se face așa ceva pentru 10 euro, 100 de euro și pentru atenție, frate. Să bei persil sau prostii de genul. Corect, Isaac, uite, are probleme omul, frate, și le face și public, știi? Măcar să rămâi cu problemele tale în banca ta, frate. Câți ani am eu? 36. Salută, Omega. De ce nu apare că m-am abonat? Poate că tu te-ai mai abonat odată și din cauza asta nu apare reabonările de obicei. Acum cine știe. Opa, că mergeam aiurea. Nu dau moderator așa simplu. Uite, de exemplu, eu nu știu cine este Panchea. Și este moderator la mine. What the fuck? Cine este Panchea? What the fuck? Panchea, cine naiba ești? Că nu te știu. Da, da, ți-ai schimbat denumirea. What the fuck? Strada albastră? Blue? Blue Road? Așa zim. MC Redvin. Ah, gata, știu acum. Cu acea comunitate de gaming. Gata, știu. Știu de tine, mi-am amintit. Deci categoric nu știu toți moderatorii, dar măcar un nume mi-aduc aminte, de exemplu Punky, nu-l știam, frate.
Nu chiar UTB. Nu chiar toată ziua. Mai joc și PUBG Mobile, dar mai joc câte un meci pe zi în afara live-ului, când îmi amintesc sau ceva de genul. Te salută, Ianis. Nu mă ocup de promovări, Alexandru. Legendor, uite că desigur că te știu. Nu, Legendor în care, din câte știu. Trebuie să aibă Legendor. Dacă n-ai făcut vreo prostie, să ți-l scot. Doar așa, doar dacă ai făcut vreo prostie pe durata unui live, da, scot în moderator. Te salut, Cristi. Ai auzit de Max Infinite? Cătă, Max Infinite a auzit de mine. Eu de el n-am auzit. N-am cum, frate, să aud. 1700 și ceva de abonați. 1.700.000 de abonați. În spate, frate, ai auzit de el? Cel mai mare YouTuber din România? Nu, frate, n-am auzit. Se pare că am auzit de Max Infinite? Nu. No. Ce recomanzi ca primul DLC? Italia sau Scandinavia? Bună întrebare, dar te ajută mai mult Ianis Scandinavia. Pe Scandinavia îți deblochează și remorcile duble. Și e mai ieftin un pic DLC-ul. Deci întâi ia Scandinavia, că e la fel de frumoasă. Poate e mai frumoasă Italia, dar Scandinavia te ajută mai mult. Trei șop de moduri de a deschide ușa. What the fuck? Zalmonsis, Crânix e degeaba moderator, e inactiv și nici nu se ocupă de chat, îmi dai mie modul în locul lui. Am înțeles. Placa video GT i5 e bun? Da, dar de preferință, Valentin, dacă acea placă video e de 4 GB, un Ti ar fi perfectă. Alin, da, din cartierul Georgenescu. Te salută, Bucovineanu. Vii prin Caransebeș? Na, nici nu am pe artă Caransebeș. Da, mersi, Suceava, mult respect. Cu plăcere, Valentin, dar nici nu mai știu de ce mi-ai mulțumit. Dar, în fine, eu îți mulțumesc că mi-ai mulțumit. Fortnite nu joc, am jucat, am făcut odată, am încercat să-l joc și nu mi-a plăcut, nu e pentru mine. Am înțeles, un alt sucevean, deci suntem doi acum. Robert, nu am, cum se cheamă, Caraș Severinu pe hartă, deci n-am cum să ajung. Mulțumesc, Omega. De serios, adică Fortnite-ul mie mi se pare un joc foarte greu, mai ales la cum l-am văzut pe la alți YouTuberi, frate, cum joacă Fortnite-ul. Doamne ferește. Deci cum clădește, cum trag, frate, sunt aș, deci recunosc, acolo n-aș, n-am treabă. La fel cum ar fi cu CSGO. Deci cum ar veni eu să mă bat cu Neveu, frate, sau cu Jaxi, sau cum îl cheamă pe celălalt YouTuber, cu Colo, na. Ce naiba să fac eu acolo, frate? Carne de tun. Ce altceva aș putea să fiu pe lângă ei? Deci pe cuvânt, nici la Caterinca. Deci băieții ăia dacă se mișcă și îmi dă un AK, pe cuvânt dacă nu, dacă îi nimeresc. Pe CSGO el se ceva. Frate, dacă vreți o Caterinca cu așa ceva, da, aveți de cine râde. Aș fi omul perfect. Deci îți faci cruce și cu mâna și cu piciorul, frate, e imposibil să ratezi așa de mult, cred că v-ați spune. Deci ăla sunt eu. Salutare, Raul. Nu, dar am zis că o să poate o să-mi găsesc timp și o să mai mă reapuc un pic de CSGO, totuși că am încercat să joc și îți praf. Deci acum chiar îți praf total, deci nu mai... Poate că am jucat cândva cât de cât acceptabil de acum, sau mediocru de acum, sub orice critică. Te salut, Davis.
PUBG Mobile joc mai mult. PUBG-ul cel mare l-am, dar nu e pentru mine, frate. E greu ăla. Ce tir îmi recomanzi? Volvo. Are motorizarea cea mai bună și trage cel mai bine. Volvo, după care Scania. Ia să vedem ce mai găsim noi aici. Băgăm așa. Amândoi. Valentin, nu te mint. Nu o să jucăm. Doar când o să fac un convoi sau o să intru pe multiplayer, categoric poți să vii și tu. Ca toată lumea. Nu am orașul Suceava pe hartă. Așa este, Crenic, că așa se spune, că ai pareze. Da, corect. Hai să trec înapoi pe banda cealaltă. Pe unde sunt? Prin Rusia. Pot dona bani? Pot să dornești un rinichi aici pe live. Deci, categoric. Tu spune că îți donezi un rinichi, frate, și trage aer în piept și o să vezi că îți dispare, frate. Am observat că lui Wombat îi place foarte mult Rusia. Chiar sincer n-am stat să fac o analiză. Eu doar mă uitam foarte mult în descrierea lui. Te recunosc că în descriere la dânsul, frate, e o muncă destul de... Deci a depus o muncă acolo. N-am încercat Fortnite-ul aproape deloc. O singură dată l-am încercat sau două ori pe PC și atât. Deci acum dacă a apărut și pe telefon, cu atât mai puțin. Nu, Florin, nu mă ocup de promovări. Câte DLC-uri trebuie ca să mă joc pe harta Pro Mod? 4, dacă nu mă șel. Este Going East, Scandinavia, Villa France, Bella Italia. 4 DLC-uri. Cum se cheamă? Baltic Sea-ul e pentru addon-uri, dacă vrei să mai adaugi și alte hărți. Mulțumesc, Radu. Craiova, da, este pe hartă. Mamă, ce mișto e drumurile astea albastre, pe cuvânt, chiar îmi plac. De sincer, chiar nu știu cât sunt. Adică, what the fuck, ce întrebare pui și tu, încuietoare, pe cuvânt. Am toate DLC-urile. Deci toate DLC-urile. Salut, acum am intrat. Ce mod e ăsta cu Lukoil și ce harta e? E pro modul. Acum sunt pe harta Rusiei și e remorcă proprie. O găsești pe tc2.lt, scrii cistern și găsești acolo. De când fac YouTube? De 2 ani. De categoric, da, pot să-l schimb de pe World of Track. Acolo se schimbă numerele de matriculare. Deci eu dacă îmi iau un camion default, îmi dă numărul personalizat. Ai Ghostuber, da, recunosc numele. Bagă benzină la cisternă, dăm hidrogen în cisternă. Hai să o mai arăt. Ce drum, frate, ia uitați-vă cum mă saltă. Opa, că fac o prostie pe aici. Cronix, să știi că n-am băgat de seamă. Cred că mi-ai zis atunci, dar am uitat. Mă învăț cu numele noi, știi? De fiecare dată, mă adaptez. Și categoric, referitor la cel luț cu un traseu foarte lung, o să fac, o să văd, poate tura viitoare, live-ul următor, când o să fie, o să fac mai multe capitole, că n-am cum să termin într-un singur live o cursă de vreo 5.000-6.000 de kilometri, sau măcar una de 3.000 cu
un venit, adică cu un caset de peste 500 de mii profit. Ce consum are Manul? Frate, uite că la consum nu m-am uitat deloc. Dar nu știu dacă îmi arată consumul. De 52,4%. Cam acesta este consumul. Te salut, Andrei. Am văzut că Driver Geo e pe Twitch. Nu știu ce să spun. Ah, dar parcă a anunțat că e și pe Twitch. Dacă nu mă înșel, parcă a anunțat. Cum dai zoom? Din setet. Trebuie să-ți configurezi un buton. Cauți zoom camera internă. Care este viteza maximă la man? Nu știu, că eu merg cu limitatorul de fiecare dată aproape, cu 90. N-ai de ce, Matias, să-ți ceri scuze. Cam mult. Păi, Aline, nu mă deranjează. Banii se fac, deci nu e o problemă. Se pune acest stil pe TS2? O să apară. O să apară, dar când mai exact nu știu să spun. Kickman, trebuie să cauți tutoriale cum să instalezi modul, cel mai simplu. Caută pe YouTube cum instalare mod ETS2. Ce e ăla un DLC? E o extensie a jocului care costă bani. DLC-urile în general sunt pe bani, modurile în general sunt gratuite. Modurile sunt create de pasionații jocului, DLC-urile sunt create de dezvoltatorii jocului. Păi ce să fac, Madeleine? Uite, stau cu lumea de vorbă. Păi care mod? Păi trebuie să cauți pe ETS2.net, să cauți Man Euro 6 și o să-l găsești acolo, îl descarci de acolo. Arată-n tirul. Imediat, Madeleine. Mersi, Cronix. Opa, intram pe banda celuilalt. Salutare, Andrei. Ce idee, e Man Euro 6. Man TGX. Da, e bun asta. La 200 creștem miza. Deci la 200 dau un man. Te salut, driver. Opa, frate, că am vrut să mă bag. Dacă l-am văzut pe tipul ăsta cum vine cu viteza, am zis că nu se mai oprește. Degeaba a oprit el dacă nu oprește Scania. Uite că a oprit și Scania. Ce e ăla promod? Așa se numește harta. Așa este denumirea ei. Promod se numește. Mulțumesc, driver.
Care e cel mai bun tir al meu? N-aș putea spune care e cel mai bun. Care îmi place cel mai mult, aș putea spune, dar impropriu spus, adică mai mult te de aspect, nu de ceea ce poate, de confort și așa, de realitate. Conduc din volan. Dar mie mi-apare doar să le cumpăr DLC-urile. Nu știu la unde și cum umbli tu, Nikita, adică chiar nu știu la ce te referi exact, ceea ce faci tu acolo. O să faci convoi? Da, din luna februarie, da, o să fac convoi. Dar până atunci mai mă joc așa, să zicem, după care o să încep să anunț, să spunem, poate, o să vedem cum o să iese primul convoi de după mult timp. Deci, în ultimul timp, adică atunci când făceam convoi, am tot fost trollat și am renunțat, am zis, what the fuck, adică să vină lumea să intre, să te blocheze și așa mai departe, să le fac report. Nu, nu cred că e frumos, dar nici trollul, să rezist trollului, nu mai puteam face față, ca să, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Deci erau niște români care efectiv se distrau pe a trola convoiul. Na, și eu i-am înțeles că sunt niște puștani și ar fi păcat să le banez un cont pentru o prostie de a apărea pe live, știi, de a se arăta ei șmecheri. Na. Hai să facem o poză și aici, că arată super, superb arată. Ia uitați-vă și voi. Nu e așa că arată criminal, frate. Ia uite catedralul lui Daniel. Da, ceva de gen. Ia uitați-vă ce frumos se vede în oglindă. Ia să dăm fixă mai mult pe oglindă. Cred că ești în Voroneță. Da, văd că cineva a început să dea banuri aici, iată, și o să-l depistez eu cine este. Că și-a schimbat numele, dar îl aflu eu. Uite cum dă bani la toată lumea. Ok, am înțeles. Da.